Bună ziua, oameni dragi! Mă bucur din nou să ne revedem, pentru că mi-ați scris că vă este dor de mine și mie mi-a fost dor de dumneavoastră și iată-ne într-un nou format, la o altă oră, pentru că ne așteaptă un an complicat în care avem, nu se știe câte, dar în teorie ar trebui să fie vreo 5 rânduri de alegeri și noi încă ne întrebăm, totuși noi cu cine votăm, având în vedere că oferta încă nu este clară, adică coaliția de guvernare încă nu este hotărâtă pe aceste liste, pe numele pe care le vor aduce în fața noastră să ne seducă pentru a ne lua votul. Și atunci, dacă ei nu s-au hotărât și nu știu, noi de unde să știm? Așa că este important să discutăm toate aceste lucruri și toate evenimentele care se vor întâmpla inclusiv în miezul zilei, pentru că am bănuiala, se anunță un an în care vom vedea nevăzutul, ca să-i spun așa. Această emisiune, care se anunță a fi una cutremurătoare, iată că debutează într-o zi tristă în care comemorăm 47 de ani de la Marele Cutremur din 1977. Un cutremur devastator, au fost peste 1500 de victime, au fost aproape 33.000 de clădiri distruse, și unele avariate, și ne întrebăm totuși ce s-ar întâmpla dacă un cutremur se va produce mâine, pentru că din păcate discutăm despre această situație a consolidării clădirilor și nu doar a clădirilor de locuințe, vorbim de instituții importante, vorbim de școli, vorbim de grădinițe, vorbim de aceste aspecte strict astăzi, pe 4 martie, strict când se mai întâmplă vreun cutremur peste 5 grade care ne zguduie țara sau se întâmplă vreo tragedie în altă parte. Și vedem atunci autoritățile nu se dezic de la ieși și a se întrece în declarații, a băga capul în poză, dar cifrele nu mint. Cifrele cu toate clădirile care au fost consolidate nu mint. Situația școlilor și grădinițelor este negru pe alb. Și ne întrebăm pentru ce plătim aceste instituții, ce fac primăriile. Că am avut o tragedie de curând. Am avut acel internat care s-a prăbușit și au murit tineri. Câte școli, câte institute, câte grădinițe sunt în acest pericol? Și avem în țara noastră și exemple pozitive. De exemplu, în București, în sectorul 4, toate grădinițele și școlile au fost reabilitate. Și noi, ca popor, trebuie să ne hotărâm care ne sunt prioritățile, care ne este cererea electorală, că dacă noi nu știm ce vrem de la administrațiile noastre, nu vom ști ce să votăm. Dacă noi nu înțelegem cât de periculos este acest lucru, faptul că se poate întâmpla oricând un cutremur, iar noi nu știm. Nu știm care este situația noastră, nu știm în ce clădiri stăm. Nu știm la ce școli merg copiii noștri. Și s-au început diverse proiecte, unele s-au îngropat. Ca să luăm un exemplu, dar înainte de a intra în situația actuală, aveți imagini de atunci, îl vedeți și pe Nicolae Ceaușescu în mijlocul ruinelor. Să-mi fie cu iertare, dar de câte ori a fost o tragedie în țara asta? L-a văzut cineva pe domnul nostru președinte Klaus Werner Iohannis? De multe ori nici nu era de găsit. Era plecat din țară, prin vacanțe. Iată, așa ar fi trebuit să facă, pentru că am avut. Din păcate, au fost destule tragedii și în țara noastră și a apărut mereu că suntem mai nimănui. Ia-l pe președinte de unde nu-i de prin vacanțe. Atunci, celule de criză s-au creat instant. Cetățenii au participat la reconstrucții, la reconstruirea metroului. Și ce s-ar întâmpla acum? Câți cetățeni ar mai pune umărul pentru a salva oameni din dărâmături? Mai avem utilaje pentru a face aceste lucruri? Nu. Din păcate, asta a fost situația, repet, peste 1500 70 de morți, peste 33.000 de clădiri. Specialiștii actuali spun că în cazul unui cutremur de aceeași magnitudine, în țară s-ar prăbuși vreo 6.500 de clădiri.
sunt specialist, vă dați seama, în cutremure, dar cumva ceva mă face să cred că cifra este total departe. Departe de realitate, departe de ce s-ar întâmpla. Vedem în București, cel puțin cu ochiul liber, clădirile care tind să cadă fără cutremur. Dar rămite un cutremur mai groaznic. Aveți în ilustrație și nume mari care, din păcate, s-au stins. Vorbim de Toma Caragiu, de Alexandru Bocăneț, de Doina Badea, împreună cu soțul și doi copii s-au dus în neființă din cauza acestui cutremur. Poeta Veronica Porumbacu, criticul Mihai Petroveanu, poetul Baconschi și soția și poeta Ana Blandiana locuia într-unul din imobilele care s-a dărâmat, dar din fericire nu era acolo la acel loc. Din păcate, acești oameni au murit cu zile și din păcate moartea lor, ca multe alte morți din țara asta, nu sunt o lecție pentru nimeni, nu sunt o lecție pentru noi ca societate, ca să putem să facem niște lucruri pentru a preveni. Din contră, situația este din ce în ce mai rea, atât a clădirilor care au trecut peste acest, peste care au trecut acest cutremur din 1977, nici clădirile noi nu stau foarte bine și vom avea un om de administrație pe această speță la telefon să ne explice mai bine care este situația, să ne explice mai bine ce este de făcut, pentru că și dacă se poate pregăti, nici nu știu cu ce să încep. Cu ce să încep, oameni dragi? Cu ce a făcut Nicușor Dan astăzi? Cu ce face domnul Arafat? Să o luăm așa, în ordinea evenimentelor. Bineînțeles că domnul Nicușor Dan a ieșit în public pentru a inaugura o clădire care încă nu a fost reabilitată, respectiv un imobil de pe strada Blănari, numărul 14 din centru vechi. Cei care sunt în București și nu doar, pentru că inclusiv cei care nu sunt din București și trec prin București, cu siguranță au trecut prin centru vechi, cu siguranță au văzut zecile de pancarte pe care scria atenție, cade-te în cuiala. Ce cutremur, oameni dragi? Ce cutremur? Tencuiala cade la ora asta. La ora asta, acum când vorbim, poate cădea tencuiala peste dumneavoastră, peste un copil, peste orice. Până să se reabiliteze centru vechi, tot centru vechi e cale lungă. Dar domnul Nicușor a ieșit, a avut, nici nu știu cum să vorbesc, eu sunt obișnuită cu ore mai târzii cu emisiunea, dar o să încerc să fiu cât se poate de disciplinată. Domnul Nicușor a avut îndrăzneala de a ieși și a arăta, a se lăuda cu proiectul de pe strada Blănari, numărul 14, care încă nu este finalizat, atenție, un proiect început de fosta administrație. Deci, printre primele măsuri pe care domnul Nicușor Dan le-a făcut, a fost să... De fapt, a fost în oferta dumnealui politică, a spus că va desființa acele companii înființate de doamna Firea. Una dintre ele este compania de consolidări. Dar iată că domnul Nicușor se laudă cu un proiect al fostei administrații făcut de această companie de consolidări pe care dumnealui a numit-o păguboasă. Și avem în direct, până a intra în alte detalii, avem de la fața locului, din centru vechi, avem pe colega noastră Daria să ne spună ce a vorbit cu domnul Nicușor, care, repet, a avut îndrăzneala să vină și să ne prezinte ce a consolidat dumnealui. Bună, Daria! Bună ziua, Oana, bun găsit tuturor. Domnul primar Nicușor Dan a spus că lucrarea de pe strada Blănari va fi gata abia în 12 luni, iar până atunci doar bucureștenii care au fost remutați au de suferit. În cazul unui cutremur, autoritățile nu ar fi deloc pregătite, fiindcă în acest moment în București sunt deschise doar 3 șantiere de reconsolidare, ceea ce este un număr foarte mic pentru câte blocuri din capitală au nevoie de reconsolidare în acest moment. Puteți observa și în imagine
imagini blocul acesta în apropiere de centrul vechi, care are bulină roșie și, cum ai spus și tu, nu are nevoie de un cutremur ca să pice, pentru că poate să se dărâme oricând. Un locuitor din 4 al capitalei ar suferi pagube majore în cazul unui cutremur puternic. Asta arată, Oana, cele mai recente date ale unei analize, iar în cadrul unui seism, mai bine de jumătate din clădirile cu bulină, repet, cum este și aceasta, din București s-ar prăbuși. Locuitorii capitalei sunt printre cei mai afectați oameni din lume în contextul unui seism puternic, o arată o analiză a Băncii Mondiale, care spune că Bucureștiul este în primele 10 orașe din lume cu cel mai mare risc seismic. 1600 de clădiri, de atâtea clădiri din București vorbim, se află în clasa 1 de risc seismic, au bulină roșie. Doar aici, în centrul vechi, se află astfel de 40 de imobile și pe centrul istoric merg zilnic mii de oameni, vin turiști, ies tinerii în weekend, iar mai multe cluburi sunt la subteran, exact cum era și colectivul, iar în cazul unui dezastru, cei de la ISU au semnalizat că nu ar putea ajunge la timp, fiindcă nu au loc cu autospecialele, însă primarul general al capitalei, Nicușor Dan, a promis că va lua măsuri în martie, a venit martie, dar nu a mai făcut nimic, iar în ultimii 2 ani, municipalitatea a expertizat doar 36 de astfel de clădiri. Capitala, Oana, a devenit extrem de vulnerabilă, iar potrivit unui studiu, un cutremur de 7 grade ar lua peste 6.000 de vieți, ar face 16.000 de victime și ar pune la pământ sute de clădiri din capitală. Mulțumesc foarte mult, Daria. Deci asta a fost situația. Colega noastră, Daria, a pus și câteva întrebări domnului primar vis-a-vis de câte clădiri a reconsolidat domnul Nicușor, pentru că a avut totuși aproape, deja se fac 4 ani de când este în fruntea primăriei. Răspunsul este simplu, zero. Zero! Atât a consolidat domnul Nicușor Dan. Dar are, repet, îndrăzneala să iasă în stradă, să se pozeze cu un proiect al fostei administrații făcut de o companie pe care a considerat-o nenecesară și a închis-o. Acea companie n-a închis-o așa pe zero, oameni buni, pentru că acea companie derula deja niște proiecte, pentru că alo, domnul Nicușor Dan, în fosta administrație s-au reconsolidat 10 clădiri și erau începute alte șantiere pentru alte 10 clădiri. Acele clădiri, domnule Nicușor, au fost eliberate. Cetățenii din acele clădiri care urmau să fie reconsolidate, de doamna firea, ce-i drept, atât s-a putut. Dumneavoastră putea să faceți mai mult. Ați făcut zero. Dar ca să revin la idee, cetățenii acelor clădiri care urmau să fie reconsolidate au fost mutați, au fost relocați și oamenii nu știu când vor reveni, pentru că acea companie care urma să le finalizeze casele a fost închisă de domnul Nicușor Dan. De ce? Pentru că domnul Nicușor Dan a considerat că nu, în București nu sunt necesare reconsolidări de clădiri. Domnul Nicușor Dan, dacă mâine este cu tremur și mor mii de oameni în București, nu este responsabil de absolut nimic. De absolut nimic. Nu va intra nimeni la pușcărie pentru aceste lucruri. Poate că ar trebui cumva revizuită și legea. Poate că ar trebui totuși o responsabilitate asumată de acești indivizi. Că una este să începi niște proiecte și într-adevăr să nu ai timpul necesar să le termin pe toate și alta este să faci zero. Domnul Nicușor, zero! Nici o grădiniță, nici o școală n-ați găsit de reabilitat acolo. Dar v-ați dus la poză pe Blănari 14 în clădirea renovată de fosta administrație. S-a dus domnul Nicușor Dan. S-a dus și era... stați așa că am și mesajele de la colega mea, Daria. Acum vi le citesc ca să vedeți ce a spus domnul Nicușor. Domnul Nicușor a spus așa: noi sperăm că până la sfârșitul anului viitor să terminăm această evaluare preliminară. Deci domnul Nicușor, în ceasul al 13-lea, în ultimele luni de mandat, s-a gândit să facă o evaluare. Nu știe. Nu știa, domnul, nu știa.
că există așa ceva. Domnul Nicușor, dar nu știa că există clădiri cu probleme. Acum s-a gândit să facă o evaluare. E foarte bine că PNRR-ul a fost un moment pe care l-am depășit. Există componenta pe care noi, împreună cu ISU, o avem pentru momentul unei tragedii. Deci, efectiv, este halucinant. Este halucinant. Halucinant este și faptul că acest domn mai vrea un mandat. Deci nu a făcut nimic, a reabilitat zero clădiri. Vine și ne spune acum, în al patrulea an de mandat, că cere o evaluare a clădirilor și ne mai spune că a reușit cu domnul Arafat la ISU. A reușit să facă un plan pentru momentul unei tragedii. Deci stăm bine, stăm bine în casele noastre cu domnul Nicușor, cu domnul Arafat și așteptăm să vină cu tremurul. Cam ăsta este mesajul, nu vă supărați. De prevenție ați auzit, domnul Nicușor. Domnul Arafat ați auzit de prevenție. Nu prea cred. Dar haideți să aflăm totuși din interiorul, vreau cifre, vreau situația exactă de la un om din interiorul primăriei, respectiv de la domnul consilier PMB Suhan, care este la telefon cu noi și ne va lămuri mai mult pe cifre. Bună seara! Bună ziua! Mă scuzați, eu sunt încă pe programul de fostă emisiune. Bună ziua, domnule Suhan! Domnule Suhan, nici nu știu cu ce să încep. Dacă mâine ar fi un cutremur ca în 7-7, cam cum ar arăta Bucureștiul? Se aude? Domnule Suhan, ne auziți? Domnule Suhan. Vă dați seama, este un dezastru, ar fi un dezastru pentru noi. Acum, referitor la cifrele pe care le-a avansat dumneavoastră, ele sunt perfect reale. Din nefericire, sporul este 20 la 0, sau, mă rog, 0 la 20. Domnul Nicușor Dan a reușit din nou să înfrângă bucureștenii printr-o stare de latență care, sincer să fiu, nu prea știu de unde vine. Pur și simplu din lene sau tot atât de pur și simplu din neștiință. Încă n-am reușit să aflu care este cauza dintre aceste două, pentru că alta nu poate să știu. Domnule Suhan, acum eu consider că integritatea fizică a românilor în clădirile în care locuiesc, eu personal o consider o chestiune prioritară. Dar poate domnul Nicușor are o altă viziune. Nu a vrut să se implice în reabilitarea clădirilor. Totuși, ce face? Adică, ce face altceva? Ce este mai important decât reabilitarea clădirilor în care locuim, în care învață copiii noștri? Ce este mai important de atât? Doamne, nu cred că trebuie minte foarte multe ca să-ți dai seama și să fie aflat că Bucureștiul este într-o zonă seismică cu un risc foarte mare. Deci, principala preocupare pe care ar fi trebuit să o aibă este tocmai aceasta. De a reabilita, de a consolida clădirile cu risc seismic major. Cred că este cel mai important lucru pe care ar fi trebuit să-l facă un primar și, așa cum dumneavoastră a subliniat, în mandatul trecut, mandatul Gabriele Firea, s-au întocmit documentațiile, s-au și reconsolidat 10 clădiri, dar s-au întocmit documentațiile pentru 20 de clădiri. Restul de 10 au rămas de izbeliște și asta demonstrează o dată în plus lipsa de empatie a domnului care ocupa acum fotoliul de Lipsa de empatie și de consecvență politică, pentru că totuși domnul Nicușor Dan și-a făcut o imagine de salvator al clădirilor din București. Pe asta s-a lansat și îl vedem în plin, ca plin factor de decizie, în care sub semnătura lui, că domnul Nicușor nici nu trebuia să mai facă vreun proiect, era suficient să le preia și să le ducă la bun sfârșit pe cele ale fostei administrații, așa cum a făcut și în cazul refacerii rețelei de termoficare. Acolo a putut să facă. Aici se pare că nu a putut. Dumneavoastră fiind acolo, în interiorul problemei, discutați altfel cu dumnealui, îl vedeți altfel. De ce nu face? De ce? Doamnă, aș vrea să fac o mică corecție. Sigur. Nici în ceea ce privește termoficarea n-a făcut nimic, pentru că el a pierdut banii pe care i-a dus. Adică lucrul ăsta aș vrea să fie foarte clar și să fie știut de toată lumea.
banii pe care i-a dus administrația Firea cu muncă de 3 ani de zile ca să formească documentațiile pe care se le prezintă la Bruxelles au fost pierduți. Cele 300 de milioane de euro? 200 și... 200 și ceva, 60, aproximativ. Da. Un sfert de miliard de euro au fost pierduți. Asta este, este o informație în premieră. Eu știam că tot ce se face la ora asta se face cu acei bani pe care i-a obținut fost administrație. Deci dumneavoastră îmi spuneți că acei bani s-au pierdut? Faptul că dumnealui spune acum, da, să domne, o să aplic la programul următor. Da, ok, o să aplic și la programul următor, dar aia alt bani. On the top, în completarea celor 200 și de milioane pe care le-a dus administrația Gabriela. Și din informațiile dumneavoastră știți care este motivul pentru care s-au pierdut acei bani? Pentru că ne aducem aminte că în primele zile de mandat, dumnealui a semnat acel contract cu domnul Ludovic Orban, care a refuzat să-i semneze acest contract doamnei Firea. Din motive de luptă electorală, nu mai contează. Dar a semnat acel contract, adică totul era gata, domnul Nicușor nu trebuia să mai facă nimic. Cum a fost posibil să se piardă acei bani? Foarte posibil a fost ca urmare a celor două care am evocat eu mai devreme. Lenea sau neștiința, să spunem. Hai să nu spun altfel, spun neștiință. Una din două. În general, unitatea de măsură cu care măsoară domnul Nicușor, da, în timpul, este anul. De fapt, chiar 2 ani. În general, dumnealui se mișcă după 2 ani. După 2 ani. Da, l-am auzit că ăsta este motivul pentru care dumnealui dorește încă un mandat. A spus că nu este suficient un singur mandat pentru a duce la bun sfârșit niște proiecte. Dar cumva fostei administrației s-a imputat că nu a făcut prea multe în 4 ani de zile, deși, făcând o paralelă, fără prea multe date, strict pe aceste două segmente, reabilitare termică și reabilitare construcții din București, vedem că efectiv nu avem ce să comparăm. Nu putem să comparăm zero cu ceva. Orice peste zero este prea mult pentru domnul Nicușor. Hilar. Este hilară explicația domnului Nicușor. Dar ne-au obișnuit cu stilul ăsta. Și este totuși... hilar să spui că trebuie mai mulți ani ca să termin proiectele pe care le ai, în contextul în care nu ești în stare să termin proiectele pe care deja le ai pe masă. Este hilar. Adică o explicație de genul ăsta, mă rog, eu știu, poate unii un ghiț, abar n-am, o vedea. Dar e... absolut aiuritor. Și totuși, domnul Nicușor, mai vrea... Vreau să mai subliniez un lucru. Sigur, sigur. Vă rog frumos să vă întreb. Dumneavoastră a subliniat, dar eu vreau să întăresc lucrul ăsta. Hai să ne gândim puțin la oamenii care și-au avut și și-au în continuare proprietățile, mă refer la locuințe, în cele 10 grupuri, în legătură cu care nici măcar nu s-a apucat să le consolideze. Dar hai să gândim puțin la oameni. Practic e vorba de câteva sute de oameni. Adică atâta, nu știu, lipsă de omenie până la oameni. Rar. Lipsă de omenie și de orice fel de acțiune de prevenție, pentru că astăzi dumnealui cu domnul Arafat au spus că sunt în regulă cu tot ce înseamnă plan de a calma populația, plan de urgență, dar nimic, absolut nimic pe parte de prevenție. Și avem o serie de probleme, pentru că odată avem clădirile vechi care au peste care au trecut, a trecut cu tremurul din 1977 și sunt șubrede, dar avem multe probleme și cu construcțiile noi. Cum învățăm populația, cum ajutăm populația să ceară documentația necesară și ce să, la ce să fie atenți atunci când achiziționează un imobil nou? De ce nu avem o răspundere și a celor care dau autorizația pentru construcții care se dovedesc a fi precare? Asta aș vrea să aud. Să descurajăm fenomenul. În ceea ce privește activitatea preventivă, lucrurile sunt într-adevăr așa cum te descrieți dumneavoastră. Este nulă. De altfel, și nu numai în domeniul construcțiilor, și în alte domenii. Eu, doar așa cu titlul de exemplu, vreau să vă spun că în urmă cu câteva ședințe ale Consiliului General am dezbătut planul de ordine și siguranță publică al Comisiei de Crești, în comitele de Direcția Generală de Poliție Locală și Consiliului. Document care, în opinia mea, este... Chiar vrem, domnule Suhan, îmi cer scuze.
Îmi cer scuze că trebuie să vă întrerup, trebuie să luăm publicitate. Dacă doriți să mai rămâneți cu noi, să mai discutăm, pentru că, iată, aflăm lucruri interesante. Luăm publicitate și rămâneți cu noi, pentru că avem imagini bombă cu rapperul Gheboasa.